Ei, salutare dragii mei, mă bucur tare mult că o să filmez astăzi un nou videoclip. Plecăm în excursie la Brașov, prima excursie pe 2021. Fetele sunt extrem, extrem de entuziasmate, sunt pe aici jos. E ora 9:30, la 9:30 am planificat că o să plecăm, dar un pic întârziem, că oricum ne-am agitat destul de mult prin casă și să vă arăt cu ce ne-am pregătit și ce le-am luat fetelor pentru mașină. În primul rând, ca să avem de ronțăit în mașină, am făcut niște covrigi după rețeta Andrei Udrea. Deci cred că covrigii ăștia chiar putem să-i numim covrigii Andrei. Foarte, foarte bun și ușor de făcut. Aluatul l-am făcut de ieri și l-am lăsat la frigider peste noapte ca să nu-l fac acum dimineață și doar i-am băgat la cuptor, i-am rulat și i-am băgat la cuptor. Îți plac, mami? Dar ce bine arată, nu? Am de la Ikea două măsuțe gentuțe, nici nu știu exact cum să le zic. Sunt geniale. Le-am văzut și eu la o prietenă și m-am gândit că ar fi perfecte pentru drumurile pe care le mai facem cu fetele. Ele sunt, au și o baretă de care pot fi ținute, sunt cu fermoar și înăuntru, deci au și placajul ăsta deasupra așa. Și înăuntru poți să le umpli cu diverse rechizite, chestii ce vrei să le pui. Eu, de exemplu, fetelor le-am pus creioane colorate, le-am pus carioci, o ascuțitoare, chiar asta e a Silviei. Le-am pus niște stickere, niște foi, foi colorate, câte o carte de colorat și ăsta e al Ruxandre. Am făcut și sandwich-uri să le luăm pe drum. Asta le-a făcut tati pentru el să le mănânce acum și aici sunt ale noastre. Astea sunt chestiile care le luăm pe drum. Două sandwich-uri, două mere, niște kindere, nu o să le mâncăm toate pe drum. Niște biscuiței, o apă. Asta e tot ce luăm? Da. Ne-am oprit un pic la OMV-ul dinainte de Comarnic să ne odihnim puțin și să ne să mâncăm ceva. Am cumpărat niște apă, am băut și eu un Red Bull, n-am mai băut Red Bull de ani de zile, cred. Și vreau să vă zic că fetele au fost relativ cuminți. Am avut un mic regret legat de mapele cumpărate pentru că n-am găsit stickere exact la fel să le pun în ambele mape și una avea animale nu știu de care și una avea animale nu știu de care și a fost o chestie continuă de, legată de faptul că nu erau exact la fel stickerele. Dar trecem peste. Am vorbit și cu mama și cu mătușa mea, sunt și ele pe drum și o să ne întâlnim la Brașov, cred că peste maxim 45 de minute. Am plecat din benzinărie și pe GPS zice că mai facem cât? Aproape 3 ore, 68 de kilometri, pentru că e o aglomerare aici la înainte de Comarnic și după aici că la Sinaia este un accident care întârzie traficul cu vreo 2 ore, așa că avem un noroc teribil, dar chiar teribil. E aproape ora 2 deja și suntem în coloană în Sinaia. Ne-a dat GPS-ul ruta cea mai rapidă, cică, și era prin centru Sinaiei. Acum stăm la sensul ăla între mers centru și centura Sinaia. Am prins un trec rutei. E ora 2 deja, dacă vă vine să credeți. Deci nu o să mai vin pe Valea Prahovei. De fapt, știam de problemele astea cu aglomerația, ce să mai... m-am fraierit pentru că nu m-am uitat pe GPS înainte de Ploiești. Să-mi fi dat seama să o iau pe cheia pe acolo, pe la Săcele, dacă tot destinația finală e Brașovul. N-avea sens să mă complic pe aici. Dar nu mi-am imaginat. Totuși m-am gândit că e vineri, că nu e încă chiar weekend. Că știu că și weekend-uri este foarte, foarte aglomerat între Sinaia și Bușteni din cauza trecerilor de pietoni din Bușteni, adică, mă rog, tot traficul se face în ambuteiaj. Fetelor au dormit un pic. Fetelor le-am dat niște biscuiți să mănânce. Au dormit puțin. Silvia a vrut să doarmă mai mult, dar a trezit-o Ruxica să trezise ea. Și, da, ronțăim. Povestim. Deci am ajuns în sfârșit și acum fetele și-au în primire surprizele. Da, dar n-am terminat. Ioana filmează. N-am terminat. Din care mână vreți? Care la care? Asta? Și asta. Mai cap, da. Da, Maria, îmi pare.
Și după ce mâncați de alea să vă spălați pe dințișor. Oh, ce fain este. Așa, așa, așa. Și să vă... E mami, e pasta! Să vă gătiți dacă se asortează la fustele voastre. E pasta de dinți cu coni al lui Fabian. Chiar cu coni? Da, și ghiți, ce wow, mai comandă? Ce s-a alea, mama? LOL! Sunt păpușile zburătoare, Silvia. Ce? Sunt păpușile zburătoare. Păpuși zburătoare! Vrei să-ți arăt cum funcționează? Câte? Am ajuns în sfârșit la cazare. Deci am făcut la 10:20, cred că am plecat. Nu mai țin minte unde eram, dar știu că m-am uitat la ceas, eram în București. Și am ajuns la 3:45, deci regret total, nu știu dacă am mai zis că n-am mai luat-o pe cheia. Trebuia să mă uit înainte de Ploiești pe GPS să văd cât facem pe Valea Prahovei sau alternativa aia cu DN1A. În fine, bine că am ajuns și voiam să vă fac un picturul apartamentului pe care l-am închiriat. De fapt, mama s-a ocupat de el. Pe mama o știți sigur mulți de pe YouTube, probabil sunt mai mulți care o știu pe mama decât pe mine. Și ea s-a ocupat de închiriere, avea ceva vouchere de vacanță pentru anul ăsta și parcă a luat printr-o agenție, mi se pare, n-a făcut direct prin booking. Și foarte drăguț apartamentul, foarte aproape de centru, avem și noroc de vreme bună, cred că peste 12, 13, 14 grade afară. E un pic așa norat și un pic parcă picurat și pe parbriz, dar nu contează că sigur o să fie foarte, foarte bine zilele astea, vedeam că... E vreme bună și e apartamentul pe una din străduțele astea din Brașov, care sunt pe lângă centru și sunt numai cu case, undeva înspre Poiană. Stai să vă arăt un pic și de pe geam cum se vede. Asta se vede de pe geamul unuia dintre dormitoare. Am și găsit loc de parcare acolo, pe stradă. Mă bucur foarte mult că am avut impresia că n-am unde să parchez. În sus se vede așa un delușor aici, foarte drăguț. Și ăsta este unul dintre dormitoare. Deci un apartament cu o zonă mare de living și o bucătărie built-in, deci legată, nu e o bucătărie închisă, o bucătărie deschisă, cu o baie are. E un apartament la mansardă, cumva am impresia asta, să ne uităm mai bine. Deci e fain și dulapul ăsta, chiar foarte fain din lemn, așa. Păstrează cumva specificul local al Brașovului. Pe jos cu niște parchet, cred că este. Nici am mai văzut așa plăci mari. Aici, da. Producție în desfășurare. Asta e bucătăria. Deci. Și uitați ce mare e living-ul, zona asta. Și luminoasă așa. Ce filmezi tu acolo? Și asta e celălalt dormitor. Ce amuzant filmezi. Și să vă arăt și baia. Deci, uite așa se vede. E foarte mare și baia și foarte fain făcută. Are și ventilator. Nu se intră direct în apartament de jos din curte. E o scară interioară care te aduce sus la etaj. Jos este și o mică curte cu o masă și niște scaunele unde poți sta la o cafea. Foarte fain. Și sub noi mai este un apartament. Tot așa bănuiesc că e în genul ăstuia de sus, care e ocupat și acum. Cheers, mother! Setup-ul cadrului perfect. Merry Christmas! Merry Christmas! Avem un adevărat festin aici pentru că mama și mătușa mea au adus foarte multă mâncare și bună. Mama a făcut și icre și din astea de casă care sunt excelente. Ciolan, salată de ouă, salamuri, tot felul. Șnițel, auzi, zice aici Iliana. Și zici că am venit cu clasa în excursie, la cât alcool avem aici. Hai să-ți arăt. Hai, arătăm. Nu stăm rău, nu stăm rău. Nu știu dacă mama a precizat vreodată asta într-un videoclip de al ei. Ții minte când cineva a zis că ești bețivancă? Nu cineva, mai mulți. Și acum ne mai văd și cu alcoolul ăsta pe aici. Să vezi ce să comenteze.
No, noi suntem așa o familie care, na, ce să zic, ne distrăm cu adevărat. Ne trăim viața. Ne trăim viața. Plastic. Mi se pare atât de fain Brașovul, mult peste alte orașe din România și ce să mai zic, peste București. Și o atmosferă atât de faină și de primăvară și de relaxare și de orice care nu seamănă la pandemie. Și e super că am prins vremea asta așa bună, chiar e plin de oameni și de voie bună cumva. De care? Un fruit? La fornet? Da. Fornet. De care? Ce vrei tu? Alexandra, când venim înapoi sunt foarte mari porțile aici, Silviuța. Sunt mari porțile, mamă. Dacă mănânci, îți mai iau eu după aia, îți promit. Bine, ai înghețată? Da, înghețată, vrei? De care vrei, Alexandra? De care vrei? Spune, ce vrei să spui? Știi ce fac? Aici. Aici am o telecabină. Mergem la aia. Să schiam pământ. Silvia, vorbește și ea. Te rog să nu o întrerupi. Mergem ca să ne când ne îmbrăcăm. Știi ceva? Ce să știu? Mami, dar știu? Mami. Da. Mai vreau să mă filmezi. Bine, start. Deci azi, dragii mei, o să plecăm la munte cu o telecabină să schiem. Eu niciodată nu am schiat, dar sunt expertă patinajului și expertelor cum se zice, să merg pe role. Să mă dau cu rolele, nu cred că este un... Să mă dau cu rolele, sunt expertă. Skating. Skating, da. Primul rând să mergem la telecabină. Să mergem cu trenulețul, vreți? Merge la telecabină. Aici foarte aproape de noi, cred că Piața Unirii se numește. Ne-am pornit spre telecabina, spre Tâmpa, dar atât de frumos e astăzi. Ne plac Silvia poneii tăi, bineînțeles. Arată-ne un pic să vedem. Și se schimbă părul. Se schimbă culoarea la apă, dacă e apă caldă sau apă rece. La ăsta roz deschis și la ăsta galben. Mulțumesc, mama, că ne prezinți lucruri cu adevărat importante. Deci chiar avem noroc de o vreme superbă azi. Este și cald, așa, domol, liniște, absolut superb. Și aici este un trenuleț, le-am zis fetelor să facem și noi o plimbare puțin mai târziu când se trezește șoferul. Momentan nu-i nimeni aici. Tot acolo, în Piața Unirii, am descoperit o cafenea tare simpatică, special cumva concepută pentru oamenii care vin cu căței la plimbare, Uf Cafe se numea, și cred că și proprietarul era un îndrăgostit de 4 pede. Mi-am luat un cafe latte ca de obicei și am primit un mesaj pe pahar, complet întâmplător, n-a fost cu dedicație specială pentru mine, dar mi s-a părut foarte, foarte amuzant. Mie nu mi-e rău aiurea, eu sunt de ochiată. Aici, în interior, aveau și niște farfurioare pentru apă, pentru căței, niște decorațiuni așa în temă cu cățelușii.
foarte drăguț și barmanul, am și povestit un pic. Cafeaua mi s-a părut un pic scumpă, dar în ultimul timp mi se pare că totul scump în restaurante, baruri, cafenele, chiar mi se pare că s-au mărit prețurile. Dar totuși m-am delectat și mi-am propus să vin a doua zi singură, dis de dimineață, să beau o cafeluță. Da, mama, e pădure adevărată. Probabil. Hai că vin. Hai că vin. Cum e, Ruxy? Cum e? Interesant? În partea aia e București, mamita, așa. Acolo? Da. Cum ți se pare, frumos, Silvia? Îți place? Da, și Iaia să ne indice. Iaia, unde este turta de aici? Hai la mine. Mami, uite ce am găsit. Nu e murdara, vezi tu? Aha. De noroi, dar uite ce am adus. Niște bețișoare? Da, dar sunt cornulețe de brad. Cornulețe de brad? Hai la mine! Cum aș putea să fiu acolo? Hai la mine! Da, ce? Îi faci cu mâna de la distanță. Hai la mine! Nu mai pot să merg pe muntele ăsta. Nu mai poți să mergi pe muntele ăsta? Pe alt munte. Hai că mergem pe alt munte. Hai că e puțin de urcat acum. Îmi dai mâna? Hai să te ajut. Am mâncat bine la Ursul Carpatin. Inițial m-am speriat un pic, am intrat la nimereală și am văzut că avea rating doar 3.7 și scria că aștepți mult, dar noi am avut noroc, a fost și mâncarea bună și ieftină, adică prețul potrivit, să zic așa. Și acum mai merge să ne plimbăm un pic și după aia mergem la casă. Mătușa mea era să intre într-o mișcare de ninja a unui băiețel. Îți reteze berghea ta. În față. În față, în față. Aici zice mama că a venit Moș Crăciun și n-a mai plecat. Bye.
am terminat bateria la asta. Ce ți-a zis ta mamă? Dă să pun și pe aia de vita. Dacă o pun. La oprește. Au primit fetele de la mătușa mea și de la unchiul meu două păpușele din astea zburătoare. Le-ați văzut în acțiune. Sunt absolut ciudate, aș putea spune. Nici nu știu ce cuvânt să găsesc ca să le descriu. Creepy. Creepy, efectiv. Deci nu au niciun fel de control, n-ai control asupra cum zboară. Și una dintre ele se dusese în tavan, nici mai puteai să o accesezi. Dar, na, sunt și ele o jucărie. Ia uitați acolo. Da, e bune, cred că vara, când ai nevoie de un ventilator să te răcorești un pic. Am venit acum din nou până în piața Sfatului și pe aici sunt niște maimuțoi din ăștia imenși, din pluș. În mod normal am văzut că era om în interior și se mișca. Dar acum apare foarte static, așa cred că nu-i nimeni, așa i-a aranjat un pic fotograful, așa la... i-a aranjat poziția. Și Silvia a stat și s-a tot uitat la el. Luruxi e foarte frică de el. Se tot uită așa de la distanță. Silvia a fost și a pus și mâna pe el să vadă ce-i cu el. Dar nu, acum nu-i nimeni, el cumva are ceva suport înăuntru sau așa ceva. Și ne gândeam să mâncăm o pizza, Cred că mergem un pic înainte să mâncăm o pizza până acolo în zona unei biserica neagră. Vreau o biserica neagră. Dar tu de ce nu vrei pizza, mama? Pentru că vreau la biserică. Bine. Încă de aseară mi-am făcut planul că mă trezesc de dimineață și până încă lumea se organizează, vin singură la o cafea, aici la o cafenea în Piața Unirii. Acolo unde v-am arătat că erau cu iubitorii de câini și m-am uitat pe internet, scria că de la 8 e deschis, după aia am ajuns acolo, era 9 fără ceva, nu era deschis, scria că numai de la 9 și e 9, deja e 9 și un sfert și nu deschiseseră, așa că m-am învârtit un pic acolo pe lângă biserica Sfântul Nicolae, care e o biserică foarte veche și foarte interesantă. Am auzit prima dată clopotele de la un metru distanță și asta a fost experiență interesantă. Și acum mă duc înapoi la fete să văd ce fac. Că nu mi s-a arătat planul cu cafeaua singură și liniștită, dar măcar m-am plimbat un pic. Apropo de excursia noastră la Brașov și de mersul cu mașina, vreau să vă arăt ce cărți au primit fetele și pe care le-am dat în mașină. Au apărut la editura Casa variantele de colorat ale cărților Hoinar prin anotimpuri și mi se par absolut fabuloase. Tot așa, sunt 4 cărți, câte una pentru fiecare anotimp și cu diverse scene din Hoinar sau scene în plus și cu niște versuri și toate desenele pot fi colorate de copii. De data asta am luat cu noi vara și primăvara, dar există seria întreagă, vă spuneam. Și o să vă las în descriere linkurile către ele direct pe site-ul editurii. Uitați aici și colora Silvia. Foarte drăguțe cărțile, vi le recomand, mai ales dacă sunteți fani ai seriei Hoinar prin anotimpuri, sigur o să vă placă foarte mult și varianta de colorat. Și bineînțeles am luat cu noi și întreaga serie de Hoinar în anotimpuri. Nu știu dacă cineva nu le știe de pe aici, să vi le arăt rapid. Sunt niște cărți cartonate, fără niciun fel de text, doar cu elemente grafice și prezintă cumva aceleași, nu știu cum să le zic, zone ale cartierului în diferite anotimpuri. Aici e o casă cu foarte multe elemente. Aici o fermă, la gară, din centrul orașului și poți să faci diverse povești, poți să cauți tot felul de elemente prin carte. Celor care le plac cărțile astea, genul caută și găsește, cu siguranță o să le placă Hoinarii. Și totuși pe versuri sunt câteva elemente explicative cu numele personajelor, unora dintre personaje și pe baza cărora poți să faci povești. Ultimul popas este la Râșnov și am început cu niște cumpărături. Ce ți-ai luat, Silvia? Un dinozaur.
Și tu ce ți-ai luat, Roxandra? Slime. Slime? Mă bucur pentru voi. Ce ți-ai luat? Soțul? Bun. Eu mi-am luat camera de filmat. Am așa o poziție în picioarele. Silvia a fost extrem de supărată că noi n-am vrut să mergem la Dino Park de data asta, fiind în majoritate adulți și ne interesați de paleontologie. Așa că ea a încercat să o consoleze cu o pungă de chipsuri. Silvia e acolo sus, nu știu cât se vede, e cu fustița aia colorată. Mama undeva mai jos și cu Ileana și cu Dorin. Și Silvia tocmai m-a strigat că vrea să facă și o... Și cu Iaia, da, vrea să facă o poză. Să urcăm și noi? Acum nu mai urcăm, că la jumătatea drumului sigur o să zici că te dor picioarele și nu mai vrei să urci. Excursia noastră s-a terminat cu un prânz la un local din centrul Râșnovului. Cred că Casa Turistului se numea sau așa ceva, nu mai rețin exact. Iar după ce am mâncat, drumurile noastre s-au despărțit pentru că eu am plecat cu fetele spre București, iar mama cu sora ei și unchiul meu au plecat spre Turda. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sper că v-a plăcut și acest filmuleț și sper să ne revedem cu bine cât de curând. Vă pup! Pa, pa!